În dimineața aceasta, așa după cum ați auzit, avem textul acesta din Psalmul 105 cu o temă interesantă, scopurile închinării plăcute lui Dumnezeu. Scopurile închinării plăcute lui Dumnezeu. Am căutat astăzi în mod deosebit să ne închinăm lui Dumnezeu, prin cântare, prin rugăciune și toate astea trebuie făcute la adresa lui Dumnezeu, pentru că noi ceea ce putem face pentru a veni înaintea Lui, înaintea Stăpânului nostru, este să ne închinăm Lui. El așteaptă închinarea noastră și de multe ori citim în Scriptură, închinați-vă înaintea lui Dumnezeu, spune cu podobe sfinte. E atât de important să vii să te închini lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu așteaptă de la noi acest lucru. Psalmul 107 este un psalm de natură istorică. Alături de alți psalmi pe care noi îi găsim în Scriptură, 78 și 106, ei sunt catalogați, dacă vreți, psalmi istorici, în care e prezentată istoria zbuciumată acestei națiuni, dar în același timp se poate vedea modul în care Dumnezeu Sfântul a lucrat în mijlocul lor. Când ne uităm în Psalmul 105, putem să observăm că aici este recapitulată istoria poporului evreu de la legământul avramic până la cucerirea Canaanului. Chiar dacă nu avem, știu eu, un scriitor, că e psalmul lui David, sau că un Asaf sau Core, nu știm cine, dar în orice caz, cel care a scris aceste lucruri, observați, prezintă istoria aceasta de la acel legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram și până la intrarea poporului evreu în țara Canaanului în timpul lui Iosua. Dacă vă uitați în psalmul acesta, veți putea vedea că Dumnezeu este prezentat aici ca și inițiatorul legământului. Și versetele acestea 8 până la 15, ele ne prezintă acest lucru unde Dumnezeu inițiază acest legământ cu poporul lui. Apoi, dacă vă uitați la versetele 16 până la 25, aici e prezentat Dumnezeu protectorul și susținătorul evreilor în Egipt. Protectorul și susținătorul evreilor în Egipt. Modul în care el i-a păzit, i-a protejat. Apoi, dacă vă uitați la versetele 26 până la 35, veți putea observa că aici Dumnezeu este prezentat eliberatorul lor, al evreilor, din robia egipteană. Și toți știm ce aspră robie a fost acolo și modul cum Dumnezeu îi eliberează în chip miraculos prin robul său Moise, culminând cu Marea Roșie care se despică în două și poporul trece prin mare ca pe uscat. Apoi, dacă vă uitați de la versetele 39 până la 43, aici Dumnezeu este prezentat ca și călăuzitorul în călătoria lor prin deșert. 40 de ani au trebuit să umble prin deșert și aici Dumnezeu Sfântul îi călăuzește, îi hrănește și așa mai departe. Cam mai apoi să vă uitați de la versetele 44 la 45, că e prezentat ca stăpânul care le-a dăruit pământurile neamurilor drept moștenire. Așa e psalmul acesta 105. Când privim la psalmul acesta, putem observa aici câteva lucruri cu privire la închinare. Și scopurile, vedeți, așa cum spune aici, închinării plăcute lui Dumnezeu, ele sunt prezentate aici, eu nu o să insist acum, timpul nu-mi permite, dar în câteva cuvinte aș vrea să vedem câteva din scopurile acestea. Primul scop este următorul, închinarea trebuie să invoce prezența lui Dumnezeu. Întotdeauna în închinare
trebuie invocată prezența lui Dumnezeu. Uitați-vă versetul 1 din psalmul acesta 105, ce spune: lăudați pe Domnul, chemați numele Lui. Adică în momentul în care noi venim să ne închinăm, cel care trebuie invocat este Dumnezeu. Numele Lui, observați, spune, chemați numele Lui. El merită să primească slavă, să primească cinstea din partea noastră. Ba mai mult spune aici, faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui. Aici putem vedea o dimensiune evangelizatoare, adică în momentul în care noi invocăm numele Lui Dumnezeu și facem cunoscut numele Lui, ei, dimensiunea asta este una evanghelistică. Spunem și altora ce Dumnezeu avem, cât de măreț e Dumnezeul acesta, binecuvântat să fie numele Lui. Apoi, al doilea scop al unei închinări plăcute lui Dumnezeu este închinarea, trebuie să proclame lucrările mărețe ale lui Dumnezeu. Din nou citesc partea a doua, faceți cu a versetului 1, printre popoare isprăvile Lui, cântați, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui. Ei, aici proclamăm măreția lui Dumnezeu, cât de măreț e Dumnezeul nostru. V-am ridicat atunci la cântarea aceea, o Doamne mare, când privesc eu lumea. Când privim la măreția lui Dumnezeu, când privim la lucrările minunate ale lui Dumnezeu, ele n-au venit așa la întâmplare, ci toate poartă amprenta unui Creator. Și aici spune, cântați, cântați în cinstea Lui. Mi-au aminte de versurile unei cântări care spune, Domnul a creat păsări, flori și crâng. Și acei crin, ce frumos când floresc, Domnul le-a presărat pe pământul nostru cel minunat. Și apoi refrenul acelei cântări spune, dar tu spune omule ce ești trecător. N-ar trebui să-L slăvești pe Creator când ești cea mai minunată făptură din toate. Merită să cântăm în cinstea Lui? Trebuie să ne închinăm înaintea Lui. Ei, când ne închinăm, proclamăm măreția Lui, scumpii mei, și, dacă vreți, evocăm puterea Lui. Aici ni se spune, vorbiți despre toate minunile Lui. Câte minuni a făcut Dumnezeu, câte lucrări mărețe în viața noastră, am putut vedea mâna Lui la lucru și aș putea spune, o mare lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o, azi serbăm cina Domnului. L-a trimis în lumea noastră pe Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru noi. Și noi am venit să ne închinăm astăzi înaintea lui Dumnezeu. Avem cântările acestea, a bătut la ușa ta cineva. Și în cântarea ce ați putut auzi, frații noștri, surorile, cei care conduc corul, orchestra, au ales niște cântări prin care ne-au introdus în atmosfera asta, închinării, înaintea lui Dumnezeu, înaintea celui care L-a dat pe Fiul nostru, pe Fiul Său, prea iubit Iisus Hristos, să moară pentru păcatele noastre. Crucea, ascultarea, din nou, ne-a făcut, nu? Și toate cântările acestea care au fost cântate, ele ne-au vorbit despre mărețul har pe care Dumnezeu ne l-a dăruit nouă. Spunea Grigore de Nisa, un teolog, că Iisus și Duhul sunt cele două minuni întinse omenirii și ne bucurăm pentru asta. Și noi astăzi suntem aici datorită faptului că Hristos a venit în lumea noastră. Și când venim aici, nu venim doar așa să stăm de formă, să stăm trei ceasuri, ci scopul plăcut al închinării noastre trebuie să fie, așa cum spuneam, închinarea, trebuie să proclame lucrările mărețe ale lui Dumnezeu. Binecuvântat să-i fie numele. În al patrulea rând, închinarea trebuie să exprime încrederea în Dumnezeu. Să exprime încrederea în Dumnezeu. Uitați-vă de la versetul 3 în jos. Făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt. Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Alergați la sprijin, la Domnul și la sprijinul Lui. Căutați necurmat fața Lui. Asta exprimă încredere. Noi ne închinăm înaintea unui Dumnezeu în care ne punem toată încrederea. Vedeți, când vorbim noi de Dumnezeu, cunoașterea asta a lui Dumnezeu e foarte importantă pentru noi.
Dar vreau să vă spun, încrederea noastră în Dumnezeu, până la urmă, stă la baza cunoașterii. Încrederea în Dumnezeu e un lucru atât de important, încât atunci când te închini, tu știi că nu te închini în fața unei icoane, în fața unei statui, că o fi, că nu o fi, că e ceva, că nu e ceva, dar noi ne închinăm înaintea unui Dumnezeu în care ne punem toată încrederea. Oamenii se încred în cineva din lumea asta. Oamenii se încred în anumite zeități, în anumite personalități. Oamenii se încred, ba, într-un împărat, ba, știu eu, în cine. Însă, încrederea noastră este în Dumnezeul mare și puternic. Și atunci când ne închinăm înaintea Lui, în rugăciune sau în cântare, noi ne închinăm în fața unui stăpân în care avem încrederea că ne poartă de grijă, că e cu noi, că răspunde la rugăciunile noastre, că ne protejează în lumea asta, indiferent de ce prognoze se fac. Noi ne încredem în El. Americanii cândva, pe vremuri, uitați-vă pe dolarul pe care ei au scris acolo pe verso, scrie, nu? In God we trust. Adică noi ne încredem în Dumnezeu. Așa au fost cândva. Acum e treaba lor. Unii se încred în puterea lor, alții se încred în bogățiile lor, alții se încred, eu știu, în caii lor, dar cuvântul lui Dumnezeu spune în Psalmul 20, noi ne bizuim pe Domnul, slăvit să fie El. Și în al patrulea rând, și ultimul, închinarea trebuie să ne îndrume spre așteptarea împărăției lui Dumnezeu. Ori de câte ori ne închinăm, închinarea trebuie să ne îndrume spre așteptarea acelei împărății care trebuie să vină. Uitați-vă versetul 7 ce spune, Domnul este Dumnezeul nostru, judecățile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul. Va veni o zi când va fi instaurată împărăția lui Dumnezeu. Va veni o zi în care vom putea vedea împlinirea rugăciunilor noastre. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. Împărăția va veni și gândiți-vă bine că dacă aici ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și închinarea ne conduce spre așteptarea acelei împărății, ce glorios va fi momentul acela când va avea loc împlinirea a ceea ce spune în Apocalipsa 19:6. Uitați-vă, vă rog, e cuvântul acesta atât de frumos și am auzit ca un glas de gloată multă. Ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea, aleluia, Domnul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm și să ne veselim, spune următorul verset, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Și mai spune ceva, s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprinite ale sfinților. Și următorul verset, și apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevărate le cuvinte ale lui Dumnezeu. Acestea sunt scopurile importante ale închinării noastre, să invoce prezența lui Dumnezeu, să proclame lucrările mărețe ale lui Dumnezeu, să exprime încrederea noastră în Dumnezeu și să ne îndrume spre așteptarea împărăției lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ne închinăm Ție. Amin.